Bună seara, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că urmăriți ediția săptămânală specială la Realitatea TV Cluj. 11 septembrie, o zi istorică, 10 ani de la tragedia de la New York și Washington, un moment esențial care a demarat acest secol, primul atac străin pe teritoriul american de la incendierea Casei Albe în 1812 de către britanici. Îmi cer scuze că nu voi regurgita propaganda oficială saturată de lozinci și pietăți abstracte. Am avut o relație intensă, emoțională cu ce s-a întâmplat atunci, fiind newyorkez și înainte și în timpul evenimentului și ani de zile după. Acel eveniment care a modelat istoria și a alterat profund cognitiv american a pus în mișcare forțe care erau menite să încetinească sau chiar să schimbe sensul declinului Americii. S-a întâmplat invers, după cum știm cu toții, acest declin de fapt s-a accelerat. Se întâmplă să cred, precum mai mult de jumătate din cetățenii metropolei, că versiunea oficială a celor evenimente nu e suficient de credibilă, că e doar una din cele mai proeminente, e adevărat, dar și incongruente teorii ale conspirației de pe piață. S-au scris mii de pagini, s-au făcut sute de documentare, am parcurs o mare parte ale acestora. Ieri Institutul Brookings a dat publicității un sondaj care relevă că majoritatea americanilor cred că reacția Americii a fost disproporționată și ruinătoare pentru societatea și economia americană. Aproape 3.000 de morți atunci la New York și Washington, peste 6.000 de soldați americani, victime cele două războaie, Afganistan și Irak, pornite după, 1.000.000 de morți civili în Irak datorat invaziei americane din 2003, conform unor studii americane și britanice. Un complex de securitate extrem de vast a fost creat în afara oricărui control democratic, care are echivalent doar în imaginația literară a unor Orwell sau Aldous Huxley în O bravă lume nouă. Conform unei investigații a ziarului Washington Post, care a durat 2 ani, publicată anul trecut, există peste 3.000 de organizații ultra-secrete de stat și private în peste 10.000 de locații de-a lungul Statelor Unite. Închei citându-l pe Benjamin Franklin, unul din fondatorii Națiunii Americane, tipograf, jurnalist, inventator: cei ce doresc să renunțe la libertate ca să obțină securitate nu vor avea nici nu merită, nici una, nici alta. Bună seara, doamnelor și domnilor! Alături, ca de obicei, de editorialiști Octavian Hondră, Ion Ovăcescu. Mulțumesc de invitație! Avem printre ultimele invitații. Avem un program înainte de problemele. Ați auzit, să dea Dumnezeu. Strategice româno-americane, să discutăm despre în această săptămână gazonul a devenit o problematică politică, gazonul desfundat între timp. America și gazonul, astea sunt cele mai mari probleme. Nu, dar între timp lucrurile se precipită și politic. Am văzut un nou talk show la televiziunea franceză, ne face păduchioși. În seara meciului România-Franța, comentariile presei franceze au fost din nou deloc măgulitoare despre situația gazonului și a cântării imnului. Reacția imediată pe Facebook, cel puțin aici în Cluj, mai mulți oameni au postat mesaje de genul că nu vor mai cumpăra produse franțuzești în urma acestei insulte aduse la televiziunea Canal+. Pentru o serie de niște cretini, nu cred că trebuie să ne inflamăm. Vor exista totdeauna tot felul de oameni care se vor grăbi să jignească. Dar eu cred că națiunea franceză, care nu ne-a fost întotdeauna aproape și întotdeauna ne-a sprijinit în orice demers internațional, nu cred că poate fi măsurată. Acelor cretini și imbecili care au adus insulta aceea la adresa românilor, trebuie să li se aducă de sport, deci nu cred să li se aducă aminte faptul că în 1916, într-o zi de august, era un fel de Cătălin Tolontan, la 4 august, 600.000 de soldați au salvat Verdunul și Franța. Bun, dar să revenim la local, la club. Un nou demers jurnalistic original al domnului Novăcescu, o comparație între... Să vedem gazonul părerea, nostru. Să cum e iarba verde de la Cluj? Mai verde decât cea din Capăstrat? Domnul Novăcescu este expert și în iarba fiarelor. Da. Deci era expert în cum picura apa într-o baltă săptămâna trecută la autostradă, acum a devenit expert în iarba fiarelor. Abia aștept... fair play. Eu sunt fair play. Să urmărim întâi materialul. Doamnelor și domnilor. Am cheltuit din banii noștri, ai contribuat 200 de milioane de euro pentru stadionul Național Arena, nu? O construcție superbă. Dublu decât arena din Frankfurt, construită de același trus, Max Mogul. Așa. Dublu. Și de 5 ori mai mult decât stadionul Cluj Arena din Cluj. Rezultatul erau care niște arhitecți care spuneau, un grup de arhitecți celebri care spuneau să fie dărâmat. Rezultatul să-l care a fost, e gratis. Degeaba am făcut acea arenă magnifică, că toată imaginea în lumea României și a stadionului și a sportului și a fotbalului românesc a fost compromisă. De ce? Din cauza acelui gazon.
Eu nu cred că a fost compromisă. Și nu cred că, repet, o națiune nu poate fi blamată din cauza unui redactor de sport din Franța, dar nici a unui neprofesionist care a greșit o lucrare. Să nu mai luăm toate chestiile astea așa. Avem două stadioane extraordinare. Suntem printre puținele orașe din Europa, vedem, care au două stadioane foarte frumoase. De pe Arena Națională. Deci noi nu ne putem bucura de asta, nu? Pentru nu, că apar experți în iarba fiarelor, în șosele, în cheltuirea banului public. Să vedem întâi materialul. Nu m-am depronunț, dar constat că presa din dorința ei de a fi extraordinară, domnule, eu v-am spus, am cunoscut un om în Germania, un ziarist, care scria de 20 de ani numai despre poduri de cale ferată. Le știa pe toate, știa rezistențele. 20 de ani, asta era treaba lui. Domnule, la noi sunt experți. Acum, un nou specialist în iarba fiarelor e pe cale să deboseze cu... Asta e opinia din... Deci eu nu pot pronunța. Mander probabil nu-și face siesta, dar nu înțeleg ce are. Serios, de să descarce. Să nu personalizăm dezbaterea. Păi, dar dânsul personalizează. Deci eu n-am făcut altceva. Stați puțin, domnule Brăzean. Nu am făcut altceva. Spuneți iară vioarele cu banul public, cu grijă la dumneavoastră față de banul public. Nu, vedeți? Nu, asta e. Nu sunt... Mă uluiți, domnule, nu vă mai interesează cum se cheltuiește banul public. Să vedem, pentru că a fost și o temere din partea oficialilor U, pentru că au un meci. Cine s-a temut? N-am auzit să teamă cineva. Va fi o cu gazonul, dacă va fi... Da. Și am putut să vedem dacă... Și să vedem să rezolvați problema cu expertiza dumneavoastră. Dar era mai bine să scoateți o broșurică, o carte a scos despre Brătianu, cum era gazonul... Să nu ne dispersăm, pe timpul lui Brătianu, e foarte important. Bun, eu n-am scos o broșurică. Să scoateți o broșurică, un adendum. În era lui Alin Tișe. Aceste imagini ale unei realități specific românești cu gazonul nou-nouț de pe Stadionul Național Arena din București, transformat într-un ogor de cartofi, ne-au făcut de râs în toată Europa, creionându-ne încă o dată statutul de oameni neserioși și superficiali, pornind de la premisa că paza bună. De aia am vrut să eliminăm pe rând dilemele. Prima întrebare, cine ne poate garanta că episodul 2 din thrillerul fotbalistic Cascadorii Gazonului nu se poate repeta și pe Cluj Arena? Autoritățile? Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, precizează că autoritatea județeană e beneficiarul unei lucrări și că responsabilitatea o au constructorii. În egală măsură, trebuie să știți că responsabilitatea totală aparține aici constructorului și în egală măsură firmei subcontractoare care a furnizat gazonul. Până când el nu este testat și nu este în condiții optime, el nu va fi recepționat. De ieri am vizitat stadionul și am făcut anumite teste în ceea ce privește gazonul, inclusiv cu mingea, inclusiv cu testarea stabilității, să spunem, a covorașului de iarbă. Din punctul nostru de vedere, deja s-a înrădăcinat gazonul și el are deja o prindere foarte bună. De aceea spun că nu cred că vor fi probleme la Cluj. În ciuda acestor înalte asigurări oficiale, fiind dar și fripți de atâția ani de promisiuni neonorate, am decis să verificăm starea firului ierbii acasă, în templu. Exact la aceeași oră, gazonul era verificat de o delegație inspecție de stat în construcții Cluj. Cum vi se pare gazonul? Dumneavoastră faceți comparații cu celălalt? Da, păi am adus și o lopată de picior, adică, să vedem. Da. Asta încă nu-i ridicat. Mi se pare ok. Și bănuiesc că nu se va întâmpla același lucru pe care l-am văzut la Arena Națională. Totuși, nouă ni s-a părut sumară inspecția oficială și am decis să urmăm eretica și în același timp sfânta practica lui Toma și să verificăm cu mâna și piciorul nostru trăinicia gazonului de pe Cluj Arena și nu oricum, ci în cel mai tradițional și sigur mod cu putință, adică folosindu-ne de ocazma. Doar o incizie în gazon ne... Pământ, lucrurile stau ca și la București sau dacă s-a făcut priză între covorul de iarbă și stratul de teren fertil. În prezența constructorilor stadionului și al reprezentantului firmei care a așternut gazonul, am ales noi locul unde să facem incizia în gazon. Dar îmi stricați terenul, pentru noi. Să fac pe unde în afară. Aici, aici, să ne asigurăm că sunt rădăcini. Mă lăsați să încerc eu, că le puneți prea mare. Vedeți că sunt 15 cm sub încălzirea. Nu, dar... Dacă mi-l tăiați, nu te spun de plată, 470 de euro metru linia. Eu vă spun că deja ați tăiat partea de vegivrare și costă enorm de mult, domnul Năvățescu. Domnul Năvățescu, vă jucați cu constructorii. Aici nu facem istorie. Opa, opa, opa. Deci astea sunt rădăcinile, da? Da, da.
Și asta asigură stabilitatea acum. Da. E redocinat complet gazonul ăla, nu avem nicio problemă. Domnul Novăcescu, eu sunt mulțumit când iese din garanție peste 3 ani. Să nu vă așteptați să nu iasă bucăți de teren la cramponare cum iasă normal pe orice teren de fotbal natural, da? Deci când se intre cu cramponul, normal că acolo se rupe din iarbă, aia se pune la loc când rădăcinează 2-3 zile înapoi. Da? Deci nu vorbim de copertări de 1 metru, 2 metri, jumătate de metru, 40 de centimetri sau alunecări de rolă cum s-a întâmplat la stadion. Vorbim de copertare conform exploatării în timpul jocului, ceea ce se întâmplă normal la orice meci pe teren de iarbă, rugby, fotbal american sau fotbal, da? Da. Domnule Crăciun, dumneavoastră ați spus gazonul pe Cluj Arena. Da. Dumneavoastră, domnule Așchilean, sunteți responsabilul, managerul de proiect, responsabilul consorțiului. Da. Așa. La meciul care va fi între U Cluj și Cuban Krasnodar, presa rusă nu o să scrie că echipa lor a venit și a jucat pe un teren de cartofi, cum a scris presa franceză pe Național Arena. Asta e întrebarea. În niciun caz, este exclusă posibilitatea asta. În niciun caz. În niciun caz. Deci noi nu putem să garantăm ce scrie presa românească. Nu putem să influențăm, așa că nici nu ne putem angaja ce o să scrie presa din Rusia. La prima dumneavoastră întrebare, iar la... Păi dacă o să apară mușuroaie de cartofi, asta o să scrie presa. Dacă o să apară, o să scrie. Iar la următoarea întrebare, noi avem încredere în subcontractorul nostru de specialitate. Părea noastră că el și-a făcut bine treaba și sperăm să nu fie probleme. Din punctul nostru, cele care trebuiau spuse și văzute săvârșitul sau. Proba finală a gazonului va face însă tot gheata fotbalistului echipat în alb și negru, Alea Iacta Est. Am revenit în direct, am urmărit cu toți, deci putem anticipa un succes. Despre asta e vorba în reportaj? Păi, putem fi siguri că nu o să fie el, ați văzut cu lopata ce bine. Eu am observat ce bine se pe la hârleț și la lopată. Asta e incontestabil, e foarte tare. Normal, vin din lumea, aproape ca din domnul lumea Bob. Satului, vin, știu să lucrez cu aceste instrumente, da, am lucrat. Pricepe și le arba. Am văzut cum analizați dumneavoastră acolo. Asta e tulpina, asta e staminele, asta e pistilul. În fine, deci pe Cluj Arena, dacă... probabil nu o să fie problemele, nu o să ne facă de rușine. Asta e până la urmă important. Deci avem certitudinea că gazonul ăsta n-a fost de rușine, pus exact. De firma lui Adrian Oprișan, fratele baronului de Vrancea. E pus de o firmă din Cluj. Administratorul, am înțeles că și-a dat doctorat în asemenea lucrări. Ideea asta este... Păi și domnul Oprescu spunea că au fost acolo mulți doctori în iarbă. A fost domnul Novăcescu, dacă era domnul Novăcescu. Dincolo de remarcile malițioase de domnul Ivandră, importantă este imaginea Clujului. Să nu ne facem de rușine. Asta a fost și scopul meu. Eu știu, din patriotism local ați luat sapa, ați luat lopata. Spuneți dumneavoastră o altă metodă mai sigură decât Cazmaua să verifici. Eu m-aș fi gândit că veniți să ne spuneți cum era, mai sigură metodă cum se lucra cu gazonul pe vremea liberalilor, pe vremea lui Brătianu. Posibilă problemă ar putea... Cum era domnul Novăcescu în timpul lui Brătianu? Cum se punea gazonul? Ar putea avea o problemă gazonul și au în vedere autoritatea. N-am mai vrut să insist că iar vedeam frâu liber comentariilor profesioniste și serioase ale domnului. Comentez ce am văzut, domnul Novăcescu. Sigur că precedentul de la București a pregătit o seamă de oameni așa pentru este a avea toate însă condițiile. Gazonul ar putea fi afectat. Similar, nu? Adică ar fi culmea să se întâmple din nou. A fi afectat de cele două zile de concerte. Însă spun experții, constructorii, dau asigurări că se vor pune niște folii speciale care să-l protejeze. În ce sens va fi afectat gazonul? Probabil se va veșteji un pic pentru că va sta aproape o săptămână acoperit sub aceste folii, dar... Nu așa, m-am înțeles că se dau jos după anumite respirări. Dar mă rog, expertiza domnului Novăcescu... Vedeți că îl preocupă dar și pe domnul Eu nu mă ocup de chestii care nu le botanica. Nu, am auzit așa în pasant de la oamenii care se dincolo de ironiile domnului Hoandă și dânsul e sensibil la imaginea Clujului. Nici dânsul nu vrea să se vorbească rău despre oraș. Eu ce știu, acum că se vorbește bine, avem... E unul dintre puținele orașe care au două stadioane impecabile, în care se pot desfășura competiții, concerte și alte manifestații. Dar să spunem, Beșleau, totuși,
incidentul neplăcut și care a provocat și scandal național și internațional. E un pic exagerat, se putea întâmpla oricum. Eu nu cred că asta e marea problemă. Nu, dar vreau să spun, amplifică oarecum succesul de la Cluj, care nu știu dacă îi dea o aură mai suplimentară. Războiul așa provincie, capitală. Putem presupune că Sorin Oprescu a suferit electoral, nu? Din cauza ce se poate obține din potrivă, va beneficia de... Este ca provincialiștii să se împăuneze iarăși și zică miticinilor vă sunt stare. Asta e maximul ce se poate întâmpla. Dar și asta e o chestie de prost gust până la urmă. Un stadion e un stadion, trebuie să se joace fotbal. Avem două stadioane foarte bune. Domnul Tișa unul celălalt și îl mărește. Deci iată, deci Clujul e pe harta Europei că se mai rupe o bucată de gazon, că nu se rupe. Deci în timp ăla se consolidează, nu știu, așa că am învățat eu la botanică. Cum spunea domnul Văcescu, stamine, pistil, ăsta e tulpina, asta e... Deci... Cred că sunteți de acord că... Nici n-are rost. Sunteți în asentiment că putem trece la o altă temă, nu? Ne întoarcem la ziua istorică de astăzi, comemorarea aia. Și poate că nu avem prea mult noi de spus despre ce face America, ce face lumea, dar putem să facem și niște paralele românești, mai ales că să se... Eu sunt absolut de acord cu tot ce a spus coincidență sau nu? În editorialul la Everacian de la început. Absolut de acord, nu mai prea e de spus. Poate că aș adăuga ce spunea ziaristul de la CNN în cartea apărută imediat după cum îl cheamă? Farid Zacharias. Farid Zacharias, care spunea că dacă America nu învață, că nu America se prăbușește, ci alte națiuni încep să crească, periculos pentru America, și dacă America nu învață că nu mai e cazul să fie jandarm și să împartă lumii ceea ce vor ei, atunci probabil că va fi într-adevăr o catastrofă pentru America. Azi că un război în integralitatea lui, un război și făcând o paranteză, eu cu America asta de astăzi... A fost făcut pe credit, vă refer la războiul din Irak. În întregime, un război pe credit. Corect. De chinezi, practic. Eu, America de astăzi, nu-mi place de... Îmi place America, am o America mea pe care o iubesc și pe care o deplâng raportându-o la evenimentele astea tragice. Este America lui Kurt Vonnegut Jr., dacă vreți, a lui Hemingway, dar mai ales a lui Kurt Vonnegut și mai ales personajul la Billy Pilgrim, vi aduceți aminte din cărțile lui Vonnegut, din cartea lui Vonnegut, Abatorul 5, care se duce la Dresda într-un război pe care nu-l înțelege, ca mii și mii de americani care se duc în lume și mor în războaie pe care nu le înțeleg și eventual un Kilgore Trout care e pierdut între cartoanele frumos colorate ale unor orașe care la subsolul îi spline de șobolat. În ciuda acestui fapt, noi că stăm aici la masă datorăm Americii. Să fie limpede. Cu implicațiile românești. Să fie limpede. Dacă nu era America, dacă nu era America să se opună totalitarismului, noi nu vorbeam astăzi la această masă. Fără îndoială. Revenim după publicitate. Dacă nu era America care să tragă pe hârtie până unde e comunismul și până unde nu. Și să lasă să moare în publicitate. Succesul e al celor care judecă drept. Convinge-te alegând Facultatea de Drept Cluj-Napoca a Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Urmează cursurile facultății noastre sau aprofundează-ți studiile cu un masterat și vei beneficia de condiții de studiu moderne și de un colectiv didactic de elită. Înscrierile se fac în perioada 25 septembrie la sediul facultății. Te așteptăm! Sărmâna, vreau și un buchet mare de flori. Ornamente florale pentru orice eveniment. Acum și livrări la domiciliu. Florăria Cara, stil parizian în centrul Clujului. Cele mai mici prețuri. 9, 4, 1. Tera. Tera Taxi. Ziua de Cluj este ziarul numărul 1 în Cluj. Abonați-vă la cel mai citit ziar din Cluj. Documentat, influent, puternic.
Curajul inspiră evoluția. Iar noi, alături de cea mai mare echipă de specialiști, am avut curajul de a investi pentru a deschide noi drumuri și de a ne diversifica domeniul de activitate pentru a asigura fiecăruia energia de a merge mai departe. Iar astăzi susținem activitatea a milioane de români, pentru că am avut mereu curajul de a privi spre viitor. Și asta vrează să continuăm. Petrom. Investim în energie. Investim în viitor. Prostata îți dă alarma. Dacă urinezi des noaptea, ar putea fi semnele unei prostate mărite. Prostamol 1 scade frecvența urinării noaptea, te ajută să urinezi mai ușor și îmbunătățește calitatea vieții. O capsulă de Prostamol 1 pe zi, timp de cel puțin 3 luni. E timpul pentru Prostamol 1. Prostamol 1. Acum, într-un nou ambalaj. Pentru un diagnostic corect, consultați medicul urolog. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Câștigați dacă trimiteți două capișoane cotnari. Pentru noi, Cornelia și Lupurednic, cotnari e vinul de aur! Duroterm, cea mai rezistentă. Cărămida Duroterm de la Soceram, partenerul tău în construcții. Întreabă medicul cum îți poți asigura protecția de lungă durată a inimii și a vaselor de sânge prin doza optimă zilnică de Aspenter. Ia-ți pastila de inimă! Copiii cresc cel mai bine atunci când ești alături de ei și vă bucurați împreună de gustul preparatelor naturale. Pastele Farfalle cu sos Basilico Barilla sunt o delicatesă italienească autentică, ușor de preparat. Mereu al dente, plăcerea de a fi împreună. Pentru că împlinim sărbătorim cu oferte speciale. Dormitor Ana format din pat, dulap și două noptiere la doar 699,9 lei. Practicăr. Pentru ideile tale. Ia zi, domnul inginer, o întrebare simplă, așa ca pentru prima zi de muncă. Sigur, vă ascult. Care crezi tu că e primul loc în care se poate strica berea? La fermentare, zic. Așa zici. Domnul Viorel, instructajul, sau de și juniorul. Dacă nu descarci orzul cum trebuie, îi se rupe teaca și se strică, mă înțelegi? Vii foarte frumos și descarci cu grijă, încet. Cu grijă, că dacă strici orzul, strici și malțul. Și dacă strici malțul, strici și berea. Și dacă strici berea, iau bătaie. Corect. Golden Brau, făcută cu măiestrie de berari pricepuți. Cum a fost prima zi? Am învățat că descarc foarte frumos și niciodată nu stric berea. Foarte frumos. Ai nevoie de mai mult spațiu? Skoda Octavia Tour. Acum cu echipare completă și preț prietenos. Skoda. Simply clever. Arem rast, am vizitat, materiale am încercat. Sunt produse românești, tu împărăși și nu greșești. Fabrica e cea mai tare, altă țară așa nu are. Calitate garantată, doar construcții de durată. Mr. Vice și vopseaua meseriașului de la Adeplast. Cauciucul din compoziția Duraziv îl face mai aderent și mai ușor de lucrat. Duraziv AME 9, pentru gresie și faianță. Lucrări mai ușoare care durează mai mult. Când trebuie să... Nurofen Express capsule moi acționează de două ori mai rapid și își face prompt și eficient efectul chiar la sursa durerii. Nurofen Express, de două ori mai rapid împotriva durerii. Bravo, bravo! Și cum ați reușit? Cu Craft Brilliant. Fortificată cu particule de porțelan, Craft Brilliant strălucește prin putere mare de acoperire, consum redus și aplicare ușoară. Craft Brilliant. Super culoare de la prima aplicare. Zugrăvește și câștigă 100 de euro zilnic și două Dacia Logan Pickup. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, ni s-a alăturat Titus Crăciun, redactor șef a cotidianului Ziua de Cluj. Bună seara. Bine ai venit, Titus. A rămas Octavian Hoandră. Domnul Novocescu a decis, așa fusese planificat oricum, după contribuția sa despre gazon, s-a retras, are alte angajamente.
Deci am revenit la am revenit la discuție. Să interesant, nu știu, coincidență sau nu, dar în orice caz semnificativ, Titus Crăciun, săptămâna aceasta au fost știri legate cu implicații în relația privilegiată, strategică a României cu Marele Licurici, ca să citesc pe șeful statului. Întâi a fost din nou, s-a redeschis cazul mai vechi al colaborării, complicității României la programul secret american de detenție și tortură, am putea spune, unor importanți deținuți politici islamiști. De data aceasta cu amănunt cu detalii suplimentare, chiar un comisar al Uniunii Europene, comisarul pentru drepturile omului, Hammarberg, a reluat cu detalii chiar mai precise, a spus exact ziua deschiderii acestui centru pe o stradă destul de frecventată din București, 23 septembrie 2001, la puțin timp după ce polonezii au decis să închidă centrul lor. Aici, spre deosebire de zezania politică românească, există unanimitate, consens, nu? Între toate ramurile, spectrului clasei politice românești, toată lumea este în negare totală a vreunei complicități ilegale sau discutabile cu aparatul de securitate american. Acest consens a fost perpetu pe perioada, mă rog, existenței, inexistenței, dar măcar a discuțiilor despre existența unor, mă rog, unor baze de tortură și interogatoriu, cum li se spuneau, ale CIA la București, în altă parte, în altă versiune, erau pe undeva pe lângă Constanța, alte pe lângă Cugălnicianu, mă rog, o întreagă tevatură cu bazele de detenție, au intervenit în Parlamentul European, vor fi sigur discuții pe această temă, pentru că, evident, acolo cu un dolce farniente, aceasta cincea roată a căruț, la căruța Uniunii Europene, respectiv Parlamentul European, tratează niște teme care, cu care ne-am obișnuit, niște teme de-a dreptul mirobolante, care nu au nicio legătură cu realitatea și cu ce ar trebui, mă rog, să însemne o Europa în care să se și legifereze ceva. Acuzațiile comisarului, mă rog, chiar el a recunoscut că, mă rog, nu sunt chiar cele mai fondate și ce, mă rog, sunt undeva la nivelul zvonisticii. Nu am toate elementele ca să mă pot pronunța. Nu sunt specialist pe CIA, dar, pe de altă parte, coroborată cu vizita pe care, în sfârșit, președintele Băsescu trebuie să o efectuează la Washington, acum nu știm cu cine îl va primi și la ce nivel, exclus, din punctul meu de vedere, să-l primească președintele Obama, pentru că e un alt nivel de protocol acolo și altfel ar fi anunțată și altfel ar fi fost programată o vizită, dar în momentele acestea premergătoare unor vizite și unor întâlniri la un nivel destul de înalt, la noi, la cel mai înalt, la ei, mă rog, sunt aruncate și pe piață tot felul de, mă rog, zâzanii de genul acesta, cu închisori fantoma, au fost, nu au fost, Guantanamo, să ne mute la București, așa mai departe, sunt niște teme, niște baloane false, deocamdată, dar se practică în perioada vizitelor, n-am știut noi să le contracarăm, dar asta nu e singura noastră slăbiciune. Da, și totuși au existat anchete penale, Tavi Hoandră, și în Germania și în Italia. Cazuri proeminente au fost răpiri de clerici musulmani organizate de către agenții ei pe teritoriul acestor state europene. Magistraturile respective au reacționat făcând anchete. În fine, vizita lui... Dacă noi stăm să aruncăm o privire în istoria serviciilor secrete americane, CIA, de exemplu, vom vedea că este o mare de sânge acolo și de acțiuni ilegale și, cum să spun, aceste servicii care provin din țara, care flutură democracy peste tot. Și mi-am adus aminte recent, cu eram destul de mic, cu câtă plăcere citeam Moartea unui președinte. Nu mai știu autorul. Mark Lane. Avocatul este o judecată pripită. După aceea e vorba de investigație asupra morții lui Kennedy. Comisia Warren. Și mă gândeam, și atunci era perioada în care eu credeam în America, în democrația Americii. Aș fi vrut cu orice preț să ajung în America. Eram foarte tânăr. Eram Ceaușescu, ne stăpânea cu un bocan de fier și mă gândeam ce bine e să poți trăi într-o țară în care o comisie de anchetă îți spune adevărul despre asasinarea unei dintre cele mai prețuiți președinții ai Americii. După care, la câțiva ani, a apărut o altă carte care se numea lui Mark Lane, care se numea O judecată pripită. Și multe, după aceea, multe altele care spuneau despre mărșăviile făcute de CIA.
Deci eu aștept, eu cred, singura sursă în care ne putem edifica va fi WikiLeaks. Acolo vom putea ști ce face marele, cum îi zicea domnul Băsescu, da, Licurici, mijlociul Licurici. Acum vom vedea cu care dintre Licurici, mijlocii, se întâlnește președintele României. Dar în orice caz, politica noastră în genunchi față de America nu ne face cinste nici în fața Americii, cred eu. Și asta se vede la vizita asta, care nu este o vizită ca între președinți de state, că e America și România. Ca între două state, între două state care se respectă, care se respectă, care au o alianță, nu? Eu mi-aș dori, sincer, eu îmi doresc de la... Dacă este un om de stat, vine cu vizele pentru noi. Dacă nu... Vine cu vizele, nu cu eliminarea lor. Cu eliminarea realitatea vizelor. Din păcate va veni tot cu vizele. Realitatea.net a dat și această informație că pe agenda s-ar afla și obținerea vizelor pentru români. Ar fi a doua oară când o să-l apreciez pe... Ce crezi? Titlul scripturii posibilă? Asta acum, chiar dacă se va semna totuși acum, cu siguranță, acordul cu siguranță strategic una... cu instalarea scutului de la DVSL. Evident, evident. Deci, dar cred că merităm după atâta colaborare. Dar o decizie puțin probabil să fie luată acum, iar în stilul oareșcum consacrat al diplomației americane, acum cel puțin se va da o dată de la care putem să discutăm despre. Deci, dar și asta mi se pare puțin, Titus, iartă-mă, în raport cu ce tribut în vieții umane am plătit noi în toate acțiunile în care am însoțit pe Statele Unite. Sunt o grămadă de alte națiuni care nu au fost așa de apropiați, care nu i-au servit în așa măsură pe americani, care se plimbă liberi în America. Ceea ce nu mi se pare deloc demn pentru un șef de stat. În momentul în care Statele Unite vor fi recunoscătoare cuiva, să păi ne sunăm. Oare de ce totuși atâta, apropo de WikiLeaks, vorbeai, presa oficială vorbește mai rar în ultimul timp, dar rămâne WikiLeaks un fenomen substanțial, absolut important. Eu cred că strategie schimbare. Să nu se vorbească. Dar totuși au apărut telegrame noi, tot în ultima săptămână, telegrame care vorbesc despre, care arată mai clar o susținere foarte importantă pentru din 2009 de către Casa Albă. Da. În contextul totuși, nu e ciudată această secretomanie, aceste vizite, merge ca un client acolo, nu? Șeful unui stat atât de important pentru America, România se spune că devine un centru nevralgic, strategic, nu numai instalarea bazei de la DVSL-ul pentru scut, dar s-a inaugurat foarte recent, o săptămână nouă, se spune, cea mai mare și mai performantă ambasada americană din Estul. Haideți să facă un șef de stat, cum este Traian Băsescu, că alții pot. Pentru că acordarea unor vize se cere de la un astfel de nivel. Nu vă imaginați că Baconski poate să ceară vreodată în viața lui ceva unui președinte american. Sau, eu știu, orice alți oameni mai puțin importanți în ierarhia reprezentării externe a României. Dar pe mine ce mă nemulțumește cel mai mult este că noi niciodată nu ne-am folosit de aturile pe care le avem. Prietenește, camaraderește, cu fair play, cum spunea Titus. Noi ne-am folosit aceste chestiuni. Și ceea ce spuneați dumneavoastră cu sprijinul ăsta, probabil că este. Dar cum naiba se potrivește asta cu ce spunea ambasadorul recent, că România nu mai poate să reprezinte o garanție din cauza mitei îngrozitoare care se cere tuturor oamenilor de afaceri și americani, probabil. Și aici mai trebuie în încheiere încă un indiciu care a scăpat din vedere. Este problema financiară și a fluxului financiar dintre cele două state și aici mă refer în primul rând la companiile private. Noi acum am denunțat, sau suntem pe cale să denunțăm un contract care la vremea respectivă, încheiat fiind, era, se spunea, una dintre garanțiile aderării noastre la o alianță. S-a spus că ar fi fost o clauză secretă. Este vorba despre contractul cu Bechtel. Deci, aici sunt contracte, este vorba de sume de miliarde de euro, miliarde de dolari, care, au anumite, cum se spune, niște agățăminte politice. Aceste agățăminte politice merg până la cel mai înalt nivel și condiționează apoi alte decizii la rândul lor politice. Deci decizia
eminamente politică, nu există, este o decizie care este influențată, decizia politică este influențată și de anumite fluxuri financiare. Probabil în cadrul acestei vizite, președintele Băsescu are de dat niște explicații sau are de cerut, mă rog, niște explicații și, și din acest contract bilateral între România și Bechtel. Da, plus că s-a pus întrebarea la un moment dat ce delegație, dacă e cazul de oameni de afaceri, cât de amplă, de importantă este această delegație, va susține pe președinte, mai ales că vorbim de relația economică, Titus Crăciun, stăm foarte prost la investițiile americane, mi se pare că Statele Unite este doar pe locul 8 ca partener economic al României. Ce relații bilaterale pot fi între două țări, în care ambasadorul unuia face apel la președintele țării să fie băgat pe gât la o țară în vai de capul ei niște vechituri de avioane. Deci asta e relația adevărată. Noi ne tot scrobim și asta e, că îl cheamă pe președinte pentru că l-a zis, domnule, ia domnule vechiturile astea. Mai mult ca sigur va fi și această discuție despre F-15 nu știu, pe agenda. În ce constă respectul Americii pentru România? Și cu siguranță, Titus, te contrazic, probabil se va întâlni cu președintele Obama, ar fi culmea, dar întâlnirea va fi foarte scurtă și doar o vizită de lucru, nu de stat. Nu va fi foarte substanțială această întâlnire, dar presupun că la sfârșitul acestei vizite va fi o întâlnire totuși. Dacă pentru care Băsescu a luptat foarte mult de la începutul mandatului lui pentru o vizită la Casa Albă. S-au făcut foarte multe demersuri. Sau ca să ce? Un analist politic de politică externă bazează o idee foarte interesantă că această vizită ar avea un substrat economic foarte important, de fapt, ce anume e vorba de resurse naturale. O să fie de acord să nu mai luăm vechiturile. E vorba de altceva, e vorba de exploatarea resurse de gaze naturale, de șist se numesc ele, rezerve care România, alături de Polonia, ar avea, ar putea rezolva criza economică a Europei, criza energetică a Europei. Să le vinem ca și petrolul. Este o extracție foarte dificilă, însă pentru că aceste zăcăminte de gaze naturale se află la foarte mare adâncime și în zone de rocă foarte dură, încastrate, și este o tehnologie specială pe care americanii o au și ar fi dispus să ne o transfere. Acum, dar și o tehnologie controversată. Dar ce vom face cu apărătorii? Acum se vor divide apărătorii Roșiei Montane, că vor trebui să apere și gazul. De vedere al protecției mediului, da. Iată că există aici o legătură și cu Roșia Montană, al cărei cauze președintele a devenit un fervent lobist. În de data asta are dreptate cu lobby-ul care îl face acolo. Eu, personal, eu cred că are dreptate. Și cred că dacă există o singură posibilitate, dacă e ce spuneți dumneavoastră cu gazul, salut chestia asta, dacă noi avem în pământ o singură posibilitate să nu ne mai sinucidem și să nu mai murim de foame și să nu se mai bată lumea pentru o pungă de mălai și pentru o pâine, atunci să se scoată din pământ tot ce se poate scoate din pământ pentru acești oameni necăjiți. Titus Crăciun, să venim la 1000 de zile de guvernare Boc. Astăzi este și această zi a acestui bilanț pentru premierul român. Da, din păcate coincidența este cam tristă pentru că o America, o întreagă, o jumătate de continent comemorează o țară ca și România de 22 de milioane asupra căreia s-au aplicat reducerile de peste tot și tăierile. Mă rog, nu prea simte o bucurie așa prin vene, jucându-i foarte pregnant. Deci vrei să spui că și noi comemorăm. Nu a reformat statul. Au început să reformeze statul. Este reformat statul român? Nu e încă reformat. Nu e încă. Mai trezi vreo 10 ani. Și obosel și mai poticnel. Noi am făcut și analiză în ziua de Cluj despre aceste 1000 de zile ale premierului Boc, cel care a schimbat până acum 42 de miniștri și doar 2 miniștri au fost de la cap la coadă alături. Întâmplător. Voilà. Și Cătălin Predoiu, evident, ambii cu proptele la Cotroceni. Dar nu membru de partid. Elena Udrea este membru de partid. Predoiu. Predoiu este un viitor, doamna de fier, poate. Sigur. Mai știi? Predoiu? Este. Da, deci, doamna de fier a guvernului, iartă-mă, Titus. Cred că singura doamna de fier e Predoiu. Mai este una cu nume de fier. A, bine, Andreea Voș. Sigur. Cu nume de fier. Nu știu, prea orgolioasă și prea... cu acea femeie, eu am tot aprecierea pentru spiritul inventiv feminin și pentru puterea de concentrare și pentru o grămadă de calități pe care le au femeile mai pregnant decât noi bărbații. Nu ne place să recunoaștem, dar
acea femeie are o răutate care seamănă foarte bine cu a lui Traian Băsescu. Un om care este rău pe dinăuntru și se vede, îl vezi asta, ăla nu poate conduce un popor, nu-l poate bate pe umăr pe un necăjit. El întotdeauna îl șfichiuie, îl scoate afară din țară, îl blagoslovește, îl ceartă. Un om politic când ajunge într-o funcție, cum e doamna de fier la care făceați referință, sau un președinte, trebuie să fie bun. El este cel mai mare în poporul ăla, trebuie să-i adune, nu să-i despartă, să-i mângâie pe cap, să le mai dea o vorbă bună. Ori oamenii ăștia, nici Traian Băsescu, nici doamna Voș, nu au interior bunătatea asta. Pe fierul, domnul Honda, nu e neapărat simbolul sau asociat cu compasiunea, sentimentele. Un om politic de anvergură trebuie să aibă căldura asta sufletească, să-și iubească oamenii, nu să-i șfiche. Titus Crăciun, dincolo de asta, doamna Voș oferă un caz foarte... Cu toți, că, din păcate. Doamna Voș ne oferă, dincolo de ambițiile ei acum de a deveni doamna de fier și întâi șefă a organizației de femei a PDL, Sulfina Barbu, un demnitar important al partidului. Care e tema acum? Deci, pentru că vorbim de 1000 de zile a lui Boc și ați adus o discuție pe doamna Voș. Discuția e, dincolo de portretul mai degrabă poetic pe care l-a făcut domnul Hoandră, totuși, ce spune despre viziunea de guvernare a acestui prim-ministru? Această doamnă a apărut ca și consilier economic. Deci, în plină criză, consilier inițial a și avut o prezență oarecum profesionistă, calmă, rece, detașată. Foarte rapid a devenit propagandista de frunte a acestui partid. Plină de patimă, o personalitate foarte accentuată, cu umori. Cum poate să aibă președintele un consilier economic? Ar trebui să fie un creier, un om de știință, un expert. Cum poate să fie consilieră economică o femeie cu isterii televizuale? Din cauza lui Traian Băsescu, care a băgat pe gât și pe mulți dintre miniștri, un prim-ministru trebuie să fie capabil să-și facă echipa. Când unui prim-ministru, cum este Emil Boc, nu-l lași să-și facă echipa lui și îi bași pe gât tot felul de... Pentru că pe doamna Voș cred că Boc a descoperit. Noi degeaba... Doamna Voș este ultima... Nu știu, mi se pare de importanță redusă. Ea e o figură estetică și e o figură care vine cumva din societatea civilă, ca și mulți alți portocalii, ca Traian Ungureanu, care și alți consilieri și europarlamentari, ca Monica Macovei și ca toți care s-au înrăitat, s-au înregimentat în sectorul. Tocmai ea nu era un ziarist, da, un de comunicare, de opinie, cum spuneam, ci un expert economic. Trebuia să fie, nu? Dacă bun, dar nu trebuie, noi discutăm pe doamna Voș, i-am spus o glumă pentru care numele de fier, cum ar veni Voș. Titus, eu spuneam că și a fost, în cele 1000 de zile de prim-ministeriat, nu a reușit să-și facă o echipă și asta. Și doamna Voș a fost proeminentă în știrile săptămânii, nu? Doamna Voș a fost proeminentă pentru că este blondă și este tot timpul pe sticlă, de aia e proeminentă. Și pentru că vrea să fie doamna de fier. Singura proeminentă. Și Băsescu a cerut partidului să-și găsească o doamnă de fier. Și deci atunci partidul trebuie să se execute, da? Normal. Și n-a spus că o să fie și blondă, să fie și din Pleșcoi. Dar n-a spus că trebuie să fie blondă și din Pleșcoi, nu din Sălaș, de unde este doamna Voș. Va fi o luptă între cele două. Bun, ce discutăm? Că președintele a spus că trebuie să-și găsească o doamnă de fier ca să ce? Cine? Doamna de fier? Ca și Margaret Thatcher? Să fim serioși. Păi la asta se referea. O dădea pe mai ar trebui, președintele Băsescu a spus iară ceva de domeniul evidenței și l-a mai jignit încă o dată inutil pentru că l-a slugărit pe Emil Boc. Corect. Prin treburile acestea, Emil Băsescu... Traian Băsescu a spus doar... A repetat aceeași vorbă rostită de fiecare dată când e supărat pe partid și pe Boc și este din ce în ce mai supărat. Se pare că partidul nu are leadership. Partidul abia a ales acum Emil Boc la un congres. Abia a sacrificat Vasile Blaga, oponentul lui Traian Băsescu, marginalizat în partid și mai departe. Vine Băsescu după congres, Băsescu care l-a susținut și a spus că el nu are niciun motiv să-l schimbe pe Emil Boc, care are parteneriatul cu care... Dar trebuie să luăm puțină publicitate, Titus, și ne trebuie primenit partidul. Trebuie primenit partidul. Foarte tare. Atunci bine.
Arsenal Park este o arenă naturală pentru sporturi militare, complex turistic cu 4 stele pe epoleți și 150 de locuri de cazare. Unic în România, 80 de hectare pentru team building, tabere sau alte evenimente corporate, tenis, fotbal, mini-golf, relaxare sau aventură. Orăștie, județul Hunedoara, pe DN7. Arsenal Park, unitate militară de vacanță. Înrolează-te pe www.arsenalpark.ro. Îți dorești o petrecere prin care să-ți uimești toți invitații? Coratim Events Hall are soluția. Evenimentul perfect impune o locație ideală, servicii de înaltă clasă, ambianță plină de stil și rafinament, bucate alese și prețuri accesibile. Pentru evenimente cu adevărat memorabile, vino la Coratim Events Hall, din Cluj-Napoca, strada Câmpul Pâinii, clădirea de birouri clujană. Coratim Events Hall, locul ideal pentru evenimentul dumneavoastră. 9, 4, 1. Tera. Tera Taxi. De mâine, spune-ne tu știrile. Dă-ne cele mai bune imagini. Alege tu întrebările la cel mai tare show. Fii tu viitoarea vedetă. Înscrie-te pe școala-de-televiziune.ro și învață de la cei mai buni. Îți dăm liber în redacția de știri, a ta e regia, află cu noi secretele din cabina de make-up. Ai stagii de practică în agenții de publicitate și grupuri de comunicare și dacă ai stofă de profesionist, ai bursă, acces în studiourile Realitatea TV și The Money Channel și intri în echipă. Tu ce vedetă vrei să fii? Din 15 august, înscrie-te la școala de televiziune și film Tudor Vornicu. Aici înveți direct de la vedete cum să fii cel mai bun profesionist. Școala de televiziune și film Tudor Vornicu este un proiect Media Consulta Internațional cu sprijinul Realitatea TV și The Money Channel. Când ai nevoie de bani, nu te baza pe noroc. Contează cu cine faci banking. Acum e simplu, cu creditul de nevoi personale Divers BCR. Tu cu cine faci banking? BCR! Adu' BCR! Ca să faci casă bună, adună cele mai bune materiale ecologice. Partenerul tău în construcții. Pentru reducerea consumului de combustibil, alegeți cea mai nouă tehnologie de lubrifiere a motoarelor. Total Quartz, uleiul preferat de majoritatea constructorilor mondiali de autovehicule. Total Quartz, mai multă protecție, mai mulți kilometri. Best Western plus Marivilla, un nume cu rezonanță în industria hotelieră mondială. Cele patru săli de evenimente cu 350 de locuri, gazda ideală pentru conferințe, workshop-uri, petreceri private, evenimente familiale. Hotel Marivilla, stil și eleganță. Pentru că împlinim 9 ani, sărbătorim cu oferte speciale. Ciocan rotopercutor budget, putere 1500W, la doar 189,9 lei. Practicăr. Pentru ideile tale. Sunt Adriana Trandafir. Și ca să fiu ceea ce sunt astăzi, să știți că părinții mei au făcut multe sacrificii. Vreau să le mulțumesc și eu acum, asigurându-le o bătrânețe frumoasă, ușoară, lipsită de griji, alături de o echipă de specialiști, medici, psihologi, kinetoterapeuți, într-un cadru și într-un mediu plin de căldură, dar mai ales de siguranță. Știți unde? Chiar aici, în centrul capitalei. Azil privat. Confort garantat. Tipologii de oameni cu care împarți covrigii fără să vrei, deși asta nu te deranjează cu nimic. Genul căruia îi pasă dacă nu-i pasă. De asta? Merită un 8. Cum 8? A, e ultimul? Nu mă, uite cum mai e. Mersi. Încearcă adevărații covriși de Buzău de la Boromir, chiar dacă nu-i cumperi tu. Boromir, împarte bucurii. Hop și eu! Iată-i! Hai, hai, încă unul! Hei, mami!
când îi dai Barney, îi oferi prăjiturele pufoase și delicioase cu cremă de ciocolată, lapte și alte ingrediente, fără coloranți și conservanți. Barney, ca să nu-i lipsească energia. Am revenit în direct cu Titus Crăciun și Octavian Hoantră. Deci, între căutarea Doamnei de Fier și Albei ca Zăpada, premierul Boc a dat la începutul săptămânii un interviu televiziunii naționale în care vorbea despre comasarea, printre altele, una din teme era comasarea alegerilor locale cu parlamentare la anul 2012, pentru lângă argumentele cunoscute, economie de bani, reducerea, atenuarea absenteismului, era și faptul că o să arătăm Occidentului că suntem preocupați de dezbateri și discuții serioase macroeconomice și nu de scandalul politic. În aceea zi sau a doua zi, Forumul Economic Mondial dădea publicității în ultimele evaluări prin competitivitatea economică. România pe locul 7-7 după state ca Azerbaijan sau Kazakhstan. Acolo 10 locuri față de anul trecut, a căzut cu 10 locuri. Deci, cu asemenea consiliere economic de care vorbeam înainte de publicitate, nu ne mirăm. Dar în ceea ce privește comasarea alegerilor, până la comasarea lor, o să avem alegeri anticipate sau nu, Titus Crăciun, în Colegiul Moților. Astăzi, la Țebea, este mare sărbătoare lui Avram Iancu. Da, dar la Țebea Hunedoara ar trebui să avem noi aici, după decesul regretatului parlamentar Parfi Moses, Zoltan, ar trebui să avem în Colegiul Nou, aici, în Cluj, în zona de munte, să avem alegeri parțiale. Doar că din informația noastră și bine prezentăm pe larg în ziua de Cluj, se pregătește un mare blat politic acolo, în sensul în care atât UDMR cât și PDL vor să... și de unde este informația? Informația era, mă rog, din analizele noastre era mult mai veche, dar am primit o primă confirmare atunci când a avut loc acel moment de-a dreptul hilar în Camera Deputaților, când deputatul PDL de Cluj, Petru Călian, a spus să nu constatăm decesul lui Palfi, să-l amânăm că n-avem încă certificatul. Toată lumea, mă rog, dincolo de tragismul momentului, nu poți să nu zâmbești când vezi o asemenea imbecilitate. Că nu putem, am fost la mormântare, dar nu-l putem vedea, nu e încă mort până n-avem certificatul. O nouă perlă, cea mai mare mizerie. O nouă perlă în glosarul. Deci, după studiul de impact, după gestul acelui domn care s-a aruncat de la balcon într-o tentativă de protest și într-o tentativă de sinucidere, această măgărie a domnului deputat Călian este o rușine imensă. Hey, și i-am dat de capăt, da, corect. Și i-am dat de capăt, mergând pe fir. De ce era clar că asta? Se temporiza ca evident, să... și se temporiza. UDMR-ul, domnul Mate spune că noi... I-am zis ceva că n-avem, Robert Anastasie i-ar fi zis lui Călian că prezint-o tu, că găsește repede o explicație ca să o amânăm. Mă rog, și a găsit explicația, nu avem documentul, nu avem țidula. Ce rușinos. Mă rog, și de fapt ce ascunde această tergiversare? Această tergiversare, coroborată cu ce a spus dumneavoastră mai devreme legată de unificarea alegerilor, comasarea, când alegătorii, mai ales cei din mediul rural, vor fi nevoiți să ștampile toți, dar 6 buletine și va fi o harababură și o năuceală, nu mai înțelegi care e tema națională, locală, regională, o harababură, mă rog. Conform legislației, președintele Camerei ia act, constată decesul. Constatând decesul, are un termen în care să propună guvernului organizarea de alegeri. Vacantarea, deci... Așa, deci asta ar veni, ar merge un termen legal de 90 de zile. Dacă se vor face alegerile în 18 noiembrie 2012, alegeri generale, pachet cu cele locale, mă rog, sau chiar și cele generale pe 18 noiembrie, ne trezim că 30 de zile de acum, dacă o să se ia în calcul, 90 de zile, pardon, dacă acum se ia, se constată decesul, mai trec 90 de zile în care putem organiza, ne trezim undeva în luna decembrie sau putem chiar sări în ianuarie. Uh-huh. Ce spune legea pe de altă parte? În ultimele 12 luni de mandat al Parlamentului, nu se mai pot organiza alegeri parțiale. Și aici, la ce concluzie se poate ajunge? Odată,
UDMR a pierdut un loc de deputat în cameră. Normal ar fi, fiind într-o coaliție, să spună PDL-ului, voi nu vă mai puneți, sprijiniți candidatul nostru pentru că este locul Correct. Pierdut de noi. Evident, PDL în situația aceasta nu poate accepta să nu-și pună un candidat, să nu-și testeze un candidat și, mă rog, când mai sunt, mai este un an până la alegerile, într-un, într-un colegiu crucial, într-un colegiu, dintr-un județ și dintr-un satul, și satul premierului da. Este și președintelui partidului este acolo. Cum să renunțe să nu-și pună candidat PD-ul acolo? Deci, da. Pentru evitarea fracturilor acestora din coaliție, coaliție se va pune Batista pe țambal și am constatat târziu decesul domnului deputat Palfi și am intrat în acest termen de un an de zile în care așa. Nu mai putem organiza alegeri, dragi moți, rămâneți voi așa că... Eu mă întreb așa, oare nu se va întoarce împotriva Partidului Democrat această punere pe țambal? Oare nu e asta o recunoaștere a fricii de a nu câștiga alegerile într-un fief extrem de important? Oare asta nu se va vedea mai mult decât mizeria asta care o fac ei? Nu le va trage mai jos? Eu am mare îndoiel că asta e o tactică bună. Știți e cum? Ca și când te-ai recunoaște înfrânt când ai fugit de luptă. Domnul Handre, acolo este singurul colegiu, colegiul nou, care nu are un centru urban. În alegerile, la alegerile precedente, acolo alegerile au fost câștigate de un primar, PDL-ului. Au fost câștigate foarte bine. Deci alegeri pentru Camera Deputaților. Colegiul acela, Palfi, a intrat doar de pe locul 3, 4. Da. Prin redistribuire Crăișor, a intrat Crăișorul Munților. Dumnezeu să-l hodinească. Doamne. Deci acolo, fiind lipsit acest colegiu de un centru urban, personalitatea omului care candidează este mult, mult mai importantă în procesul electoral. De aceea a câștigat acolo primarul de la Băieșoara. De asta acum toți încearcă să-și pună primari în funcție să candideze în acea zonă. Ei sunt cunoscuți, ei sunt așa. Degeaba parașutestul unul din Cluj nu are nicio șansă. Dar revenim la ideea Blatului, acestea sunt premizele de a lăsa această zonă a moților fără reprezentare în Parlament ca să nu intervină aceste fricțiuni în cadrul coaliției. Și așa, absolut nenumărate. Nu știu, eu cred că e un semn de lașitate și un semn de slăbiciune care va fi luat ca atare de către membrii comunității locale. În condițiile astea, cu asemenea mostre de înțelepciune în delegația parlamentară clujană, ce efect credeți o să aibă la Cluj comasarea alegerilor? Va putea să fie cazul, în general se spune că parlamentarii vor profita, vor căpușa într-un fel edilii locali, nu administrativi, și vor câștiga astfel. Nu cumva la Cluj ar putea ca cei doi cu în sondaje, cu șanse incontestabile să câștige foarte confortabil, ar putea fi trași în jos? Eu am aici trași în jos de parlamentarii clujeni? Eu am aici și o contraargumentație. Comasarea alegerilor într-o singură zi poate aduce, grație acestor noi metode, Twitter, Meter, Kicker, Miser, electronice... Rețele sociale, de socializare. Așa. Ar putea atrage un moment de mare efuziune și de mare emulație împotriva celor de la guvernare. Se poate crea o explozie. Eu cred că cei de la PDL se hazardează când cred că o să poată jongla mai bine alegerile. S-ar putea să fie împotriva lor și să creeze o contra lovitură pe care s-o suferă ei. Eu așa cred. Analizele arată, sociologice, arată că în continuare Clujul este caz aparte pe harta politică a țării. Este încă puternică influența premierul Emil Boc, pentru că premierul Emil Boc, prin cei doi lideri ai administrației și locale și județene pe care i-a lăsat în urma sa aici, a făcut suficient de clar și știut ca toate alocările Absolut. Financiare de bani să se știe că au Clujul, venit da.
Da, Cluj a fost privilegiat. Deci, să fim, asta Clujul a fost privilegiat. Și domnului Novăcescu, care nu vrea să înțeleagă. Clujul a fost privilegiat prin faptul că Emil Boc a fost premier. Deci, aici cetățenii, alegătorii încă vor vedea. Emil Boc probabil va candida aici, într-un colegiu de senat, în colegiul în care a candidat la alegerile precedente Șeban Rădulescu. Cel mai probabil, așa sunt informațiile noastre. Dar aici contează foarte mult. Deci, odată personalitatea lui Emil Boc, acelor doi din fundul de administrație. Premierele îi dau câștigători. Și îi dau câștigători, pentru că și opoziția aici este destul de... La Cluj este destul de anemică. Pe de altă parte, la Cluj se vor evita... confuziile care vor exista în tot restul teritoriului țării, și anume comasarea temelor electorale la nivel local. Un primar și un candidat pentru Consiliul Local merge cu o anumită temă în fața electoratului și spune: vezi podul ăla? Nu-l vezi, că nu este, eu ți-l fac. Lumea îl votează pentru un pod. Corect. Pe parlamentar vine parlamentarul, vedeți ansamblul ăsta de legi, vedeți publice, politicile publice, vedeți ideologiile, vedeți... Pungile pe mine. Deci va fi o ruptură dihotomică grozavă între planul local, pentru care se votează, și planul general. Aici și primarii pot să aibă de suferit, care de regulă sunt podul de lângă casa și strada ta te interesează mai mult decât o politică publică de, nu știu, reducerea, nu știu, soldei în armată. Și atunci primarul într-adevăr are rol de locomotivă pe parcursul, la nivelul întregii țări, pe când parlamentarul, care trebuie să îl reprezinte, să ducă de aici propuneri legislative ale care izvorăsc dintr-o anumită regiune, să-i se estompeze rolul electoral și să lase totul pe umerii primarilor, mă rog, și a candidaților locali. La Cluj, în schimb, de-aia spun că, paradoxal, la Cluj e invers, pentru că odată revenit și Emil Boc, și Emil Boc încă are rol de catalizator electoral și în județ și în municipiu. Deci de asta, la Cluj, o comasare a alegerilor este cumva o revenire la nostalgia aceea câștigării în fanfar a alegerilor precedente de către portocalii. Dar s-ar putea să se întoarcă un pic. Nu poate fi așa pregnantă, pentru că într-adevăr probabil nu o să mai fie în Parlament, nu o să mai intre și Gurzău, Călian și așa mai departe, care au intrat duși de val. E mare pierdere. Da, nu contest. Deci au intrat duși de valul portocaliu atunci, dar o echipă cu o întoarcere lui Emil Boc le-ar putea da anumite șanse portocaliilor să câștige, pentru că uitați-vă și fără Emil Boc. Emil Boc este hulit la nivel național pentru măsurile anticriză pe care le-a luat. La Cluj, Emil Boc nu este hulit. Da, da, corect, așa e. Titus, vorbeai de cât de bulversați vor fi, mai ales în mediul rural. Și în America sunt alegeri din 2 ani, cu foarte multe mandate, de la șerif, procuror, dar e altă cultură politică. E altă cultură politică, se aleg, camerele se aleg diferit acolo. Da, ce e ciudat e că România este unicul caz în Europa care va avea alegeri în următoarea decadă din 2 în 2 ani și România, adică vor fi 5 ani din 10 alegeri și din cauza decalării prezidențialelor de generale. Noi tot generale vorbim așa, dar lăsați, domne, să fie alegeri. Lăsați să fie alegeri. Da, dar România nu este asta o țară e problema în care se poate face și guvernare și electoral. Nu se poate. Sunt în alte energia, țări. Fie una, domnul Hrăzeanu, sunt țări în care cade guvernul la 2 săptămâni. Deci asta înseamnă că democrația funcționează. Dar atunci hai să nu mai facem alegeri deloc. Să rămână Traian Băsescu și să Partidul Democrat și să nu mai facem alegeri. Unul din argumente era că perdanții la alegerile locale nu vor mai putea să intre în cursa națională. Asta nu știm, pentru că nu există. În cazul comasării. În cazul comasării alegerilor nu există încă nimic bătut în cuie. Dacă, de exemplu, Sorin Apostu candidează la primărie, are dreptul să candideze și la Camera Deputaților. Deci valabil și pentru Nicoară și Uioreanu? Nu știu. Poate să opteze apoi, dacă câștigă și primăria și un loc de senator, poate să opteze. Nu știm încă, pentru că nu știm. Nu există încă nici o înțelegere, nici în interiorul PDL-ului, nu mai vorbesc de coaliție sau după aceea. Și cum ai spus, o să fie o problemă și pentru PDL, care are o criză de cadre. 35% din parlamentarii PDL provin din alegerile locale sau de la primărie. La Cluj, nici domnul Apostu, primarul, nici Alin Tișe, președintele Consiliului Județean,
cum spunea bine Titus, nu are o problemă acum. Dar când toate astea vor fi puse la loc și la un loc, și cu Călian, și cu Gurzău, și cu X, și cu Y, și cu tăierea salariilor, și, s-ar putea ca acestor băieți de buni, de altfel tineri și lupi tineri, s-ar putea să le facă rău chestia asta. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Emisiunea noastră se încheie aici. Doamnelor și domnilor, o seară bună tuturor.